că suntem din nou împreună în seara aceasta, împărtășie unii cu alții, dumneavoastră la casele, dumneavoastră noi câțiva frați în locul acesta, dar sunt convins că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu unește inimile noastre și putem să facem liniște în sufletul nostru, putem să-L rugăm pe Domnul să ne dea minți și inimi deschise pentru a auzi glasul și cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să continuăm subiectul de duminica trecută seara, legat de cele 7 motive ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și dacă vă amintiți, am vorbit despre primul, duminica trecută seara, și anume că Domnul Iisus a înviat din cauza că El a făcut niște afirmații cu privire la ceea ce este El, cine este El. Și nu știu dacă ați luat în serios provocarea care am lansat-o să memorăm acele versete scumpe sufletului nostru din Evanghelia după Ioan cu privire la ceea ce singura ființă de pe pământul acesta care a trăit o vreme în mijlocul nostru și anume Domnul Iisus Hristos a putut să facă aceste afirmații. Doar le reamintesc, Domnul Iisus a spus că este pâinea vieții, Domnul Iisus a afirmat că este lumina lumii, de asemenea El a spus că este ușa de intrare la Dumnezeu, ușa prin care putem să fim mântuiți. Domnul Iisus a mai spus că El este păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. La mormântul lui Lazar El a spus aceste cuvinte, eu sunt învierea și viața. Iar în Ioan 14, în camera de sus, Domnul Iisus le spune ucenicilor, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 15:5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. M-aș bucura din toată inima ca toți împreună să punem în sertarul minții noastre, al inimii noastre, cuvântul lui Dumnezeu și să ne aducem aminte, pentru că în felul acesta putem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus mai profund, putem să știm cine este El. Aș dori să continuăm în seara aceasta cu al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a înviat. Un motiv foarte important este că într-o anumită vreme El a făcut un legământ cu David și a promis niște lucruri extraordinare. În cartea 2 Samuel, capitolul 7, putem să citim câteva versete, cu versetul 12 citim cuvântul Domnului. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu, dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. La un moment dat, David s-a gândit, cortul lui Dumnezeu a umblat împreună cu poporul multă vreme și s-a gândit să construiască o casă lui Dumnezeu. Și Domnul i-a răspuns prin prorocul Natan și a spus, în toată perioada aceasta de timp, la vreunul dintre slujitorii mei, i-am spus eu cumva, să-mi construiască o casă, când Scriptura vorbește, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, Doamne. Totuși Dumnezeu îi promite El ceva lui David, îți voi zidi eu ție o casă. Iar legământul acesta davidic, pe care l-am citit în seara aceasta, ne arată cuvântul că perspectiva împărăției lui David va atinge dimensiunile veșniciei, nu doar că prin spița genealogică poporul
lui Israel va avea urmași din această dinastie, din această casă a lui David. Într-adevăr, Domnul îi spune, când vei fi culcat împreună cu părinții tăi, îți voi ridica un urmaș. El va zidi o casă numelui meu, nu un loc unde să locuiască Dumnezeu, doar numele lui Dumnezeu să fie înălțat din casa aceea. Și știm ce s-a întâmplat cu templul de la Ierusalim, care a fost zidit în timp de 49 de ani, în vremea fiului lui David, Solomon. Dar nu vrem să rămânem la aspectul acesta doar pământesc. Dumnezeu avea în vedere ca peste veacuri, peste aproape 1000 de ani, în lumea noastră să vină Shilo, așa cum i-a promis lui Iacov, Mesia, unsul Domnului. Cartea Isaia continuă aspectul acesta al promisiunii lui Dumnezeu. Isaia capitolul 9 cu 6 și 7 sunt versete pe care și copilașii noștri le știu pe de rost. Spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăție lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dragii mei, în fața acestor cuvinte profetice lăsate pe paginile Sfintei Scripturii, revelația scrisă a lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se schimbă. Atunci când promite ceva, El duce la îndeplinire. Noi oamenii facem multe promisiuni, dar nu ne ținem de ele. În comparație cu noi, Dumnezeu ceea ce promite, duce la îndeplinire. Dacă moartea Domnului Iisus Hristos ar fi încheiat acolo și mormântul lui ar fi rămas în mijlocul nostru, iar trupul lui ar fi rămas în mormânt până în zilele noastre, aceste cuvinte care izvorăsc din inima lui Dumnezeu n-ar mai fi avut nicio valoare. Dar vedem niște nume date aici, Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a născut și a venit în lumea noastră, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Ce greutate sau însemnătate pot avea aceste nume care le găsim în Scriptură cu privire la unsul, la Mesia, la Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, spune că El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia Lui David și împărăție Lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și până în veci de veci. Știți, profețiile Vechiului Testament au uneori o împlinire graduală. Dacă prima venire a Domnului Iisus Hristos a fost așa cum îl prezintă prorocul Isaia în capitolul 53, El a venit ca să fie jertfă pentru păcatul nostru, prețul pe care Dumnezeu îl plătește pentru păcatul lumii și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin biruința sa asupra morții, asupra păcatului, asupra diavolului, asupra lumii, El curăște această cale a împăcării noastre spre Dumnezeu. A doua venire a Domnului Iisus Hristos va da continuitate mesajelor profetice. Mai departe, Daniel în capitolul 2 cu 47, cu 44 spune: dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Cei care citiți cuvântul lui Dumnezeu știm că Daniel, omul lui Dumnezeu, un tânăr în Babilon,
sub stăpânirea împăratului Nebucadnețar, a ajuns într-o zi înaintea împăratului să tâlcuiască un vis care a neliniștit pe acest suveran al acelei vremi. Chipul acela pe care Nebucadnețar l-a văzut, Domnul dă tâlcuire prin omul său, prin Daniel, și explică, începând cu împărăția aceea babiloniană, urmând încă alte trei împărății, dar la final arată că împărăția veșnică a lui Dumnezeu, pe care el o întemeiază prin împăratul său, prin regele regilor și domnul domnilor, această împărăție nu va fi supusă oamenilor. Împărăția Domnului Iisus Hristos crește, se dezvoltă și aș dori să ne aducem aminte, dragii mei, că la nașterea Domnului Iisus Hristos, magii care au venit din răsărit, ne explică Evanghelistul Matei, au pus o întrebare pe străzile Ierusalimului, încât a răscolit toată cetatea și inima lui Irod. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Nici o ființă care s-a născut pe pământul acesta nu s-a născut cu scopul de a fi împărat încă de la naștere. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Pilat atunci când stă înaintea sa să fie judecat de el. Atunci când Pilat îi pune această întrebare, ești tu împăratul iudeilor? Domnul Iisus răspunde, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Domnul Iisus. Dacă ar fi din împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a răspuns Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat a zis, ce este adevărul? Dragii mei, aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, pe de o parte, ne arată că împărăția sa nu se limitează doar la granițele Palestinei sau la granițele acestui pământ. Împărăția mea, în primul rând, a vrut să spună Domnul Iisus Hristos, nu este din lumea aceasta. Scopul împărăției Domnului Iisus Hristos, al guvernării sale, este stabilit de Dumnezeu pentru veșnicie. Dar, așa cum am citit, împărăția Domnului Iisus Hristos se dezvoltă, crește și în ea intră oameni care sunt pregătiți pentru eternitate, pentru cer, pentru veșnicie. Asistăm la această creștere, la această dezvoltare a împărăției Domnului Iisus Hristos, care nu este din lumea aceasta. Și Domnul îi spune lui Pilat, acum, dar acum, împărăția mea nu este de aici. Și totuși, va veni o vreme când Domnul Iisus Hristos va împărăți timp de 1000 de ani pe pământul acesta. Spre curiozitatea celor care n-ați citit cartea Apocalipsa cu deamăruntul, uitați-vă în capitolul 20 și veți vedea că Domnul Iisus Hristos va împărăți timp de 1000 de ani pe pământul acesta și sunt multe alte referințe care accentuează acest adevăr. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost ca și motiv de data aceasta să împlinească cuvintele profetice legat de guvernarea sa, pământească pe de-o parte, iar cu privire la guvernarea sa eternă, veșnică, spre care ne îndreaptă inimile în seara aceasta. Luca, capitolul 1, mă întorc din nou legat la vestea nașterii Domnului Iisus Hristos, îngerul Gavril anunță aceste cuvinte Mariei, prin care îi spune, în versetul 31, Luca 1:31, și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt
și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Aceste cuvinte au fost adresate de Îngerul Gavril Mariei atunci când i-a promis că va rămâne însărcinată și prin ea se va naște Fiul Celui Preanalt. Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David. Domnul Iisus se apropia de plecarea sa spre cer și ucenicii îl întreabă: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul le spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos va fi ca să își ducă mireasa acasă, în primul rând, iar în al doilea rând va veni ca să domnească pe pământul nostru timp de 1000 de ani. Cuvintele profetice care vorbesc despre lucrul acesta ne fac să înțelegem cât de important este ca împlinirea cuvântului lui Dumnezeu să se desfășoare prin puterea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Fiul Celui Preanalt, Dumnezeu Fiul întrupat, care a călătorit și a venit pe pământul nostru, a luat un trup ca al nostru, al oamenilor, a fost cunoscut de oameni și cunoscut de noi mai târziu prin mesajul Evangheliilor. Domnul Iisus Hristos nu și încetează lucrarea, chiar cu casa lui Israel, potrivit legământului davidic. El va veni și va da curs istoriei mai departe. Va aduce acea stare de pace cum n-a cunoscut niciodată planeta noastră. Puterea Domnului Iisus Hristos de a duce la îndeplinire întreg planul lui Dumnezeu ne este revelat și descoperit în Scripturi. Știți care va fi lucrul cel mai frumos pentru noi care ascultăm astăzi cuvântul Domnului legat de subiectul acesta? Este că la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, în chip fizic pe pământul acesta, să domnească pe pământul nostru, El se va întoarce cu ai Săi, cu aceia care în prealabil i-a răpit la cer. După perioada aceea de necaz, de 7 ani, când în cer se va sărbători nunta mielului, la întoarcerea Domnului Iisus Hristos, da? El va veni cu ai Săi. Și le spune ucenicilor, ca și răsplătire, veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Începând cu răsplătirea apostolilor, Domnul precizează rolul bisericii în această guvernare împreună cu Domnul Iisus Hristos. Mintea noastră e foarte limitată când privim la revelația lui Dumnezeu, revelația Scripturii, dar ne înalță inimile ca să ne încredem și să ne punem mai mult tăria în Cel care împlinește pas cu pas planul și cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care a înviat Domnul Iisus Hristos este că El a înviat și pentru a fi Cel ce dă viață prin înviere. Dragii mei, cred că cel mai scump lucru pe pământul acesta pentru noi oamenii este viața. Și viața trebuie prețuită, o spun și oamenii de știință, o spun și medicii, o spun toți, cu atât mai mult noi. Viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie să o prețuim, pentru că fără viață suntem morți. Legat de aspectul acesta al învierii Domnului Iisus Hristos, pentru a fi Cel care dă viață prin înviere, vreau să răsfoim puțin Sfintele Scripturi, pentru că îmi place și atât de mult mi-aș dori mai mult să citesc Cuvântul lui Dumnezeu înaintea dumneavoastră decât să comentez. Haideți să privim puțin, începând cu Ioan, capitolul 5, cu versetul 21. Spune Domnul Iisus: în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Versetul 26, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine.
Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Și când ne gândim la faptul acesta, că El a fost înviat din morți, nu a putut să rămână în mormânt sau să vadă putrezirea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este sursa vieții. Nu doar viața pământească, că prin nașterea aceasta fizică noi avem un număr de zile rânduite de Dumnezeu și ele se scurg una după alta. Și fiecare om care trăiește pe pământul acesta se gândește că într-o zi va încheia alergarea, călătoria și viața aceasta fizică va înceta și se va deschide veșnicia. Dar aspectul principal pe care Domnul Iisus Hristos îl pune accentul este viața veșnică. Și atunci când ne oferă această chemare, versetul 24, cred că îl știm cu toții pe de roșu și ar trebui să nu-l uităm sau să pierdem din vedere, prin care Domnul întărește cu acest cuvânt, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. În alt loc spune, cuvintele mele sunt duh și viață. Dragii mei, avem nevoie de viața Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie să primim viața veșnică. Dacă nu ești conectat la sursa vieții, nu poți să intri în viața veșnică. Nu poți să pășești în cer la Dumnezeu. Nu poți să ajungi în veșnicia fericită. De aceea e foarte important să-L cunoaștem pe Cel ce a înviat și pe Cel care poate să ofere și să dea viață prin înviere. Aceste adevăruri ale Scripturii, fără a face filozofia textului, dacă le luăm așa cum au fost rostite de Domnul nostru Iisus Hristos, putem să le credem, putem să le punem în practică, putem să înțelegem cine este Cel care este sursa vieții. La mormântul lui Lazar, înainte de a ajunge chiar la ușa mormântului, Domnul stă de vorbă cu Marta și îi dă răspuns și îi spune că El este învierea și viața. Iisus i-a zis, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Am vorbit despre această afirmație a Domnului Iisus și data trecută, dar, dragii mei, haideți să vedem profunzimea acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă se întâmplă să trecem prin moartea fizică, prin faptul că ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, am crezut în El, am fost salvați și mântuiți, vom trăi veșnic. Înseamnă puțin lucrul acesta pentru noi? Sau trecem cu vederea adevărul acesta etern al cuvintelor Domnului Iisus Hristos, această realitate veșnică cu privire la rezultatul credinței noastre în Domnul Iisus Hristos? Întrebarea se pune, am pornit pe drumul acesta cu El? Vrem să continuăm? Sau ne oprim, sau ne abatem, sau ne întoarcem înapoi? Fie ca Domnul să ne dea harul acesta, ca această credință noastră în Domnul Iisus Hristos să aibă această țintă a veșniciei, drumul acesta cu sens unic pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos va trebui să fie motoul vieții noastre. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Prin faptul că suntem în viața aceasta fizică, ca urmași ai Domnului Iisus Hristos, credem în El, dar știm că nu vom muri niciodată, chiar dacă moartea aceasta fizică va separa sufletul nostru mântuit de cortul acesta care se va întoarce în țărână. Adevărul acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos ne fac să înțelegem motivul pentru care El a înviat, al treilea motiv, și anume că El este Cel care dă viață prin înviere. Mă întorc la Ioan capitolul 5 cu 28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia
pentru judecată. Dragii mei, învierea se va produce la glasul Domnului Iisus Hristos. Singurul glas care poate să scoale pe oameni din mormânt. Și unii vor învia pentru viață, iar alții pentru judecată. Cei ce au făcut binele, adesea spun la serviciile de mormântare că cel mai mare bine pe care o ființă umană poate să și-o facă lui însuși este binele pentru sufletul său, alege să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Acesta este binele veșnic pe care fiecare om poate să și-l facă lui însuși. Și vor învia cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață. Și am vorbit mai devreme pentru viața veșnică la care ne-a chemat Dumnezeu. Cei ce au făcut răul, cei care au întors spatele și vor întoarce spatele Domnului Hristos în mod conștient și deliberat, aleg calea răului, cel mai mare rău care poate să-și pună amprenta asupra vieții lor eterne. Vor învia pentru judecată. Am citit mai devreme, a crede în Domnul Iisus Hristos, a ascultat de cuvintele Lui și de cuvintele Lui Dumnezeu înseamnă să primești viața veșnică și să scapi de judecata lui Dumnezeu, de condamnare. Ce lucru interesant! Cea mai mare frică a omului este atunci când se află înaintea unui tribunal, în fața judecătorului. Vorbim pământește, dar în fața marelui judecător, a Domnului Iisus Hristos, când va scula pe oameni din mormânt și se vor înfățișa înaintea Lui pentru judecată. Domnul Iisus Hristos a înviat pentru a fi Cel ce dă viață prin înviere. Efeseni capitolul 2 cu versetul 6, chiar dacă voi citi mai multe referințe, nu vreau să vă plimb prin Scriptură îndepărtat de subiectul acesta, ci doar să întărim ceea ce Scriptura ne descoperă cu privire la acest mare adevăr. Efeseni 2 cu 6 ne spune, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. În Hristos Iisus. Frații mei, măcar că eram morți în greșelile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Am fost aduși la viață, am fost conectați la sursa vieții și El, Dumnezeu, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Unde? În Hristos Iisus, ne-a așezat în trupul Său, Biserica Dumnezeului Celui Viu, Mireasa Lui Hristos. Să faci parte din Biserica Dumnezeului Celui Viu, să fii parte din trupul Lui Hristos și El să fie capul trupului. Dragii mei, ne dăm seama de greutatea acestor cuvinte, ce semnificație profundă are învierea Domnului Iisus Hristos, Cel care devine sursa de viață pentru noi. Coloseni capitolul 3, îmi place așa de mult versetele acestea și fac parte foarte mult din rugăciunea mea zilnică. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dacă deci, apare cuvântul acesta hotărător pentru noi oamenii, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, fiind morți în păcatele și în fără de legile noastre, așa cum ne spune capitolul 2, am fost aduși la viață prin Domnul Iisus Hristos, prin har am fost mântuiți și acum în calitatea aceasta de oameni în care Duhul nostru a intrat în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul nostru a prins viață datorită învierii Domnului Hristos, datorită lucrării sale de mântuire, lucrării sale salvatoare, acum chemarea lui Dumnezeu este să umblăm după lucrurile de sus,
unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Aș pune și aș îndrăzni să pun această întrebare. Care este ținta supremă a umblării noastre pe drumul vieții acesteia pământești? Încotro se îndreaptă pașii noștri? Umblăm după lucruri de pe pământul acesta? S-ar putea într-o zi să rămânem cu ele. Umblăm după lucruri de sus? Ce știm că se află sus? Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, imaginea aceasta o vede martirul Ștefan. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, pregătit să-L primească în slavă. Atunci când te uiți la lucrurile de sus, atunci când umbli după lucrurile de sus, atunci când gândești la lucrurile de sus, poți să înțelegi poziția în care se află Domnul Iisus Hristos, pregătit să te primească în slavă, în ceruri. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dragii mei, fără moartea aceasta, fără despărțirea de lucrurile vechi, fără această despărțire de lucrurile moarte ale acestei lumi, modul de viață care l-am trăit fără Dumnezeu, fără această separare, nu putem să fim în sfera aceasta atât de fascinantă. Viața ta și viața mea să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dragii mei, aș îndrăzni să pun această întrebare. Unde poate fi un loc al siguranței mai bun decât acesta? În cadrul acesta intim, o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Rămân doar cuvintele Scripturii pe care le citim și uneori le auzim din când în când sau face parte integrantă din viața noastră. În rugăciunea mea, aproape zilnică, să nu greșesc, îi spun lui Dumnezeu și îi mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că viața mea este ascunsă cu Hristos în Tine. Vei putea spune această rugăciune în inima ta? Să fii și să înțelegi că ești așezat în locul cel mai sigur, în această tainică părtășie, o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu? Dragii mei, ce greutate pot avea cuvintele acestea, profunde, legate de învierea Domnului Iisus Hristos, Cel care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi? Cuvântul care ne-a produce atâta bucurie cu privire la întoarcerea Domnului Iisus. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El împreună în slavă. Se va arăta Domnul Iisus Hristos în curând, dragii mei. Venirea iminentă a Domnului Iisus Hristos este atât de aproape încât nu ne închipuim. Semnele vremurilor se împlinesc sub ochii noștri într-un mod atât de vădit cum n-a fost niciodată. Citiți Matei capitolul 24 și veți vedea cum toate acele semne pe care Domnul Iisus Hristos le-a arătat ca fiind premergătoare revenirii sale se împlinesc mai mult ca oricând sub ochii noștri. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dragii mei, lucrul acesta trebuie să producă bucurie în inima noastră. Evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos nu rămâne doar sărbătoarea, să zicem, de 40 de zile până la înălțarea sa, ci trebuie să fie parte integrantă a vieții noastre. Inima noastră ne este legată de un Mântuitor viu, Cel care a venit o vreme pe pământul acesta, s-a făcut asemenea oamenilor, ne-a descoperit toată dragostea lui Dumnezeu, a împlinit planul lui Dumnezeu și ne așteaptă în slavă. Unul Ioan capitolul 5, 11 și 12 este numit în Scriptură, sau putem să-i dăm o denumire, siguranța mântuirii. Și mărturisirea este aceasta, spune Ioan, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața.
Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Ce mărturie puternică, dragii mei! Fie ca această mărturisire să fie și a ta și a mea, pentru totdeauna, a noastră, a tuturor. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. În al patrulea rând, al patrulea motiv pentru care a înviat Domnul Iisus Hristos este că El a înviat pentru a deveni sursa puterii prin înviere. N-aș vrea să vorbesc mult despre lucrul acesta. Pentru cei care ați ascultat de dimineață la Bădurești, am înțeles cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 28, cu versetul 18. Acea asigurare pe care Domnul a dat-o ucenicilor pe muntele Galilei, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ. Dragii mei, haideți să mai vedem cel puțin două referințe legate de puterea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Cum o înțelegem? Cum beneficiem de ea? Cum ne bucurăm de ea? Efeseni, capitolul 1, cu 19, citim: și care este față de noi credincioși, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Lui, la dreapta Sa în locurile cerești. Fie ca Domnul să ne lumineze ochii inimii ca să pricepem nădejdea chemării Lui și bogăția slavei Lui, să înțelegem ce este pentru noi, credincioșii, această nemărginită mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Dragii mei, cred că cea mai puternică dovadă a puterii lui Dumnezeu se află în aspectul acesta al învierii. Dacă ne amintim episodul acesta al învierii lui Lazar, un om mort și pus în mormânt de 4 zile, un trup care intrase în putrefacție la glasul Domnului Hristos, prinde viață și a putut să iasă afară din mormânt, chiar dacă era înfășurat și legat. Dragii mei, aceasta este doar o imagine trecătoare prin care Domnul Iisus Hristos și-a demonstrat puterea Sa de a învia oamenii. Dar învierea glorioasă pe care noi o așteptăm se va petrece într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Dragii mei, cât de puternică este, sau cât de mare este puterea Domnului Iisus Hristos când privim la viața care ne-a dat-o, când privim la schimbarea noastră, ne-a scos din starea aceasta de robie, ne-a mântuit și atât de mult îmi place să privesc la aspectul acesta a ceea ce înseamnă mântuirea. Unul din aspectele mântuirii este acesta: a scoate pe cineva din cel mai periculos loc și a-l pune într-o libertate deplină. Puterea Domnului Iisus Hristos este că ne-a scos din moarte, ne-a adus la viață și în felul acesta putem să trăim veșnic. Apostolul Pavel ne lasă un cuvânt de mare încurajare în fața situațiilor în care suntem uneori, atunci când ne temem, atunci când suntem cumva prinși de îndoială, în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13, un cuvânt de mare încurajare la care adesea mă gândesc. Spune Apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Dragul meu frate și soră, dacă vrei să ai putere, dacă vrei să ai viață, dacă vrei să ai biruința asupra păcatului, întărește legătura cu Cel care deține toată puterea lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos, ca și al patrulea motiv pe care l-am găsit și care l-am împărtășit în seara aceasta, este că El
poate să atingă toate domeniile noastre de viață. Putem ieși biruitori, putem să trăim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, putem să dăm mărturie că suntem urmașii lui cu o singură condiție, să rămânem strâns legați de sursa de putere și de viață. Altfel nu. Uneori încercăm să rezolvăm lucrurile cu puterile noastre, uneori încercăm să ne descurcăm singuri. Nu uitați adevărul acesta. Numai prin Domnul Iisus Hristos putem să căpătăm putere, putem să avem biruință. În al cincilea rând, Domnul Iisus Hristos a înviat pentru a fi căpetenia bisericii. O, Doamne, ce mare har! Ai întemeiat biserica ta despre care ai spus, spunea Domnul Iisus Hristos, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Dragii mei, dacă biserica Domnului Iisus Hristos ar fi fost lăsată pe umerii noștri al oamenilor, de mult n-ar mai fi existat. Mulți oameni vor să se așeze în locul Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni, sau chiar în zilele noastre, sunt oameni care își iau prerogativa aceasta, prerogativul acesta de a fi și a se numi locțitorii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Dragii mei, slujba aceasta de căpetenie a bisericii este atribuită Domnului Iisus Hristos, pentru că biserica este trupul său, el este capul bisericii. Și aici unde citim în cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 1, spune că Domnul Iisus Hristos, pe El l-a dat Dumnezeu căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Nu știu dacă vă mai amintiți când discutam despre subiectul acesta al bisericii, a ceea ce înseamnă Biserica Domnului Iisus Hristos, aminteam faptul că este atât de important să înțelegem fiecare dintre noi ce înseamnă suveranitatea Domnului Iisus Hristos peste tot ceea ce înseamnă biserica în toată activitatea ei. Uneori ne place să spunem, este biserica mea. Dragii mei, cine ești tu ca om să poți să faci o astfel de afirmație? Ai avea curajul și tăria vreodată să spui că este biserica ta, când de fapt este a Domnului Iisus Hristos? Dragii mei, biserica El și-a câștigat-o cu sângele Său. Prin moartea Sa a putut să ia ființă biserica. Ce înțelegem noi prin adevărul acesta ca și motiv al învierii Domnului Iisus Hristos? Ne plecăm sub autoritatea Domnului Iisus Hristos în toate deciziile noastre ca și biserică? Ne supunem în smerenie și în umilință să învățăm ascultarea la picioarele Domnului Iisus Hristos? Am înțeles pe deplin ce înseamnă smerenia, ce înseamnă a fi robul tuturor? Vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să fii înălțat la vremea potrivită? Acum este vremea să ne smerim, dragii mei. Și mai mult ca niciodată, într-o vreme de strâmtorare ca aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne prăbușim sub la picioarele Domnului Hristos, să ne plecăm sub autoritatea Lui, pentru că pe El Dumnezeu L-a rânduit să fie căpetenie peste toate lucrurile bisericii. O, Doamne, de-am înțelege lucrul acesta! Dacă am înțelege pe deplin lucrul acesta, ar dispărea orice ceartă, orice dezbinare, orice partidă, da? Orice ambiție omenească, toate s-ar prăbuși la picioarele Domnului Hristos. Haideți să înțelegem adevărul acesta. Învierea Domnului Iisus Hristos triumfală a făcut ca Dumnezeu să îl dea să fie căpetenie peste toate lucrurile bisericii.
Coloseni, capitolul 1, cu versetul 18, ne spune într-un mod foarte clar și evident că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. De ce? Pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Dragii mei, dacă privim cel mai important mădular al trupului nostru ca oameni, este capul, da? Acolo unde se procesează toate informațiile și se primesc toate comenzile. Când privim la Domnul Iisus Hristos, care este capul trupului, ar trebui să înțelegem că în biserica sa, chiar și locală, fiind cea din Mioveni, Bădulești, Lăzărești, Pitești, de pretutindeni, Domnul Iisus Hristos trebuie să fie cinstit de noi credincioșii ca acela care dă direcția, ca acela care este începutul, ca acela care este cel întâi născut dintre cei morți. Înțelegem noi aceste adevăruri? Înțelegem noi semnificația învierii Domnului Iisus Hristos, aceste motive atât de importante pentru care a înviat Domnul Iisus Hristos? Dacă n-ar fi înviat Hristos, credința noastră ar fi fost zadarnică, spune 1 Corinteni, capitolul 15. Dar, dragii mei, Domnul Iisus s-a înviat și a clădit și zidește biserica sa și porțile locuinței morților nu vor birui. Lumea, Satan, nu va putea niciodată să distrugă biserica Domnului Iisus Hristos, chiar dacă în zilele acestea lumea aceasta seculară, fără Dumnezeu, încearcă în fel și chin să distrugă planul lui Dumnezeu, să răstoarne valorile, să lovească în biserica Domnului Hristos. Ea se întărește mai mult, pentru că Cel care o conduce este Hristos, care a înviat. O, Doamne, de a-mi înțelege aceste lucruri. În al șaselea rând, Domnul Iisus Hristos, ca și motiv al învierii sale, El a înviat ca să împlinească sarcina de a ne face neprihăniți, de a ne justifica înaintea lui Dumnezeu. Avem un cuvânt în Roman, capitolul, un singur verset care vreau să-l amintesc. Roman 4:25 spune că El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dragii mei, înțelegem noi expresia aceasta? Am înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți? Frații mei, aceasta este dovada faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa Domnului Hristos ca și lucrare de îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos este dovada că Dumnezeu a acceptat singura jertfă pentru păcat, dată, odată și pentru totdeauna. Și datorită acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos, dovada învierii Domnului Iisus Hristos este că El s-a dat jertfă odată și pentru totdeauna. Nimeni nu mai trebuie să plătească nimic pentru salvare și pentru mântuire. Invitația rămâne deschisă tuturor oamenilor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Această invitație a Domnului Iisus Hristos a străbătut veacurile și face parte din mesajul Evangheliei. Slavă lui Dumnezeu că suntem socotiți neprihăniți datorită morții Domnului Iisus Hristos și învierii sale. În al șaptelea rând, al șaptelea motiv pentru care a înviat Domnul Iisus Hristos, cu care voi încheia în seara aceasta, v-aș ruga să deschideți în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 20, unde citim: Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam,
Tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetelui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a înviat. Acum suntem siguri de faptul că la 3 zile după ce El a fost pus în mormânt, a înviat. Dar El este pârga celor adormiți, cel întâi născut dintre cei morți, citeam mai devreme. Și dacă toți care se nasc pe pământul acesta mor din punct de vedere fizic, mor în Adam, tot prin om, al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, care a fost făcut un Duh dătător de viață, datorită învierii Domnului Iisus Hristos, El cel dintâi rod, pârga celor adormiți, este siguranța și nădejdea noastră a celor credincioși, că cei care au murit în Hristos se vor învia, iar cei care vor rămâne în viață la venirea Domnului Iisus Hristos vor fi schimbați. Așa spune, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Cartea Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 7, spune, fericiți sunt cei ce au parte de prima înviere. Dragii mei, a fi în Hristos înseamnă ca la venirea Lui să ai parte de prima înviere, înseamnă să auzi glasul Lui și să fii ridicat din morți, să fii înălțat la ceruri, în locul pregătit de El pentru veșnicie. Înseamnă ceva, suflet drag, pentru tine, învierea Domnului Iisus Hristos? Înseamnă pentru noi ceva, aceste motive care le găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu, legate de acest adevăr triumfal al învierii Domnului Iisus Hristos? Ferice de tine, ferice de mine, ferice de noi. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ancorăm inima și sufletul în adevărul Scripturii, cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvântul întrupat, poate fi pentru noi duh și viață. Domnul să binecuvinteze viața și înaintarea noastră pe calea credinței și să nu ne despărțim nicio clipă de Cel care a biruit moartea, Cel care a înviat și s-a înălțat la ceruri, Cel care stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.